Eu construiesc, fac dezvoltări imobiliare rezidențiale de multă vreme, vreo 18 ani. Inclusiv când eram în fotbal, făceam, dar nu acordam atât de multă atenție și timp. Deci, practic, mă ocup cam cu aceleași lucruri, dar le-am reinventat, le-am resetat și le-am dus la alt nivel. Adică lucrurile stau mult mai bine acum decât am evoluat destul de mult, dar pe același domeniu, nu am schimbat domeniul. Da, bine, era o discuție mai mult amicală. Eu am considerat-o oarecum în glumă a unui amic prieten care e foarte prins acolo, dar nu s-a pus problema sub nicio formă. Dar nu am avut așa, pentru că nici nu am intrat în discuții prea mult, am fost constant. De obicei, când intru când intru într-o poveste, mă implic atât cât mă implic și la un moment dat când am decis să ies, rămân constant pe ideile și părerile pe care le am. Da, nu mi-aduc aminte să fi mai avut propuneri, dar nici nu am creat contextul. Mai nou, am devenit parteneri cu Clubul Voluntari. Un fost coleg, Bogdan Bălnescu, e acolo și a făcut el, să zic așa, a avut inițiativa, a pus întrebarea, a venit cu propunerea și n-a sunat rău. La urmare am făcut un parteneriat de imagine. Acest contract? Da. Da, este până la anul în vară. După aceea mai vedem.